Hei, înainte să începem episodul, vreau să fac o promovare lui Scooby. Are 53 de abonați și face videoclipuri cu Minecraft. Mai exact, la momentul de față are el o serie de Minecraft Survival și văd că un episod de World of Tanks. Eu vă recomand să intrați pe canalul lui, v-am lăsat o notare pe ecran, un link în descriere, să puteți să faceți mai ușor. Intrați pe canalul lui, vă uitați la videoclipuri, vedeți dacă vă plac, vă abonați, dați like și tot tacă mult. Cam atât cu promovarea asta și hai la episod. Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit, oameni buni și oameni răi ce sunteți, la un nou episod de Breaz la Minorile. Înainte să începem, aș aprecia foarte tare dacă ați apăsat acel buton de like. Haideți să strângem și noi peste 200 de like-uri, sunt sigur că putem reuși. A început școala și probabil nimeni nu se mai uită acum la Breaz la Minerilor. Nu-i așa, Marius? Se uită. Interesul a dispărut total. Mai ales în prima zi de școală, Rafael. Băga mea și picior în prima zi de școală și omă, că e ultimul semestru, după stai cu burta la soare. Păi, dacă eram și în clasa 11 să... Da, deci... Gata, hai. Arată-mi la oameni ce a făcut în episodul meu. Deci, cineva la mine în comentarii a spus așa. Rafael, eu am următoarea sugestie. Pune... cum se numește? Armor stand-uri, da? Pentru jucători. Zis și făcut. O singură persoană a recomandat asta. I-am citit comentariul, am zis, mamă, cea mai tare idee. Bravo. Și așa am ce făcut. Problema noastră este... Iată, Rafael, de nimeni sporta. Stați puțin, că am muzica dată tare și vă spun și de ce. Problema este că... Nu prea mai avem destulă pială. Ba, mai e pială. Se faci căciuri. Pentru căciuri. A colora... Mă rog, ca să facem armura și apoi o colorăm, da? Deci, parcă era un crafting table aici. Zim ce mai am de făcut, uite de acum și zi. Capete. Câte? Una, două, trei, patru. Patru maxim, nu mai aveam mai mult. Și ce culoare? Și roșu. Două roșii. Și doi castraveți. Stai așa. Aici, ăsta e pus invers, normal. Normal, Marius. Scoate-l tu. Băga mea și piciorul. Gata. Așa. Portarul ăsta zice că e de la echipa cealaltă. Păi lasă-mă că așa sunt portare, diferiți. Așa și scoate-l și pe ăsta, Marius. Bă, dar pune-l așa într-o parte, nu știu. E că nici nu l-am mai luat înapoi. Doamne, ce troleală e Marius ăsta. Hai, bă, punte! Dacă pui buți, ia să vedem. Ai buți? Ia pune buți pe el, să vedem cum arată. Buții tăi. Mamă, ce armură distrusă am să-mi bag piciorul. Ce șmecheri sunt și cu buți. Îți dai seama ce... Lovitură de cu buții ăștia. Uite-te în poartă să vezi ce are, ce buți are. Ăla are buții mei. După ce deci o să ne luăm... scăldăm în fier, am putem să le facem armură așa de fier. Cineva a zis să luăm pânze de pe aia, să punem în spatele porții. Da. Ăla ar trebui să fie arbitru, nu? Da, nu, antrenori sau arbitrii stau pe teren. De să facem arbitru în galben. Dar nu știi că sunt și de aia. Da, sunt de tușe. Sunt de aia pe lângă tușă. Da, mă, da. Băi, nu mai știu unde e peștera. Vino cu acu, găsi. Bun. Aici e, uite-te, știu ce e sub asta, scade. Mi-a spus să fac terraforming, adică să unesc cu dărci și să fac așa în piramidă, în jos. Nu știu dacă înțelegeți la ce mă refer. Și mi-a zis cineva să fac așa, că dacă nu o să-mi placă, să-i dau ban. Deci înseamnă că ideea lui trebuie să fie hai, genială. Fa. Dar o să facem așa după ce terminăm cu terenul. Cât platformă, uite știu. Avem aici o undaia de-i place lui Rafael. Minecraft. Și sunt pânze de păienșe. Timp ajungem acolo, vreau să spun asta din nou, i-am spus și în episodul lui Marius. Am jucat primul meu UHC. Ultra Hardcore Survival. Am găsit prima pânză, ia, lasă-mă pe mine să spar cu pickaxe-ul, vine să vadă lumea. Bă, nu. De fapt, hai. Lasă-mă să spar cu pickaxe-ul. Nu, stai cred eu cu lopata, ia stai așa. Ia. O să dureze job. Dar tu poți să spargi cu lopata de-astea? Nu cred.
Ia. Yeah. Nu știu, așa da? De, așa de curiozitate, să vedem. Are Silk Touch. Oricum am făcut și ieri cu Silk Touch. Ia. S-a dus. Să-mi bag. Scade ușul. 10 în carnet să-mi bag. Zia cineva. Ia uite fierul. Acum o să zică cineva că el știa și de-astea. Și ce-am realizat că mai aveam 13 blocuri de fier în Ender Chest. Să le punem la beacon. Cât mă? 13 blocuri. Uite și ești fier, uite din mai fier peste tot. Eu să nu caz în lavă. Bă, de ce am spart cablul ăla? Uite, ia și de aici. Oameni. Băi, dacă veni, veni după fier acum. Bă, de ce spart mă cablul ăla? Vine mă coa. Adică eu am spart și da, trebuie să-l luăm mai bine. Vine mă coa că nu e pe aici mai în șapte, astea sunt găurile făcute de mine. Așa. Uite mă și dă iron, na. Ia-l repede. Oricum avem nevoie o groază. Ne ducem. Ia uite-l bă. Cu ăla cu Gigel Frone spărgea mai repede. Hai că stăm să luăm fier acum. Dar nu-mi bag eu ceva. Bă, și pe ăsta nu-l iei mă, boss? Ia vină-mi coace. Păi, aici la, e mai fac făcută peștera asta. Nu mai înțeleg nimic, nu mai știu nici pe unde este venirea. A, bă. Ce treaba faci, mă? Nici tu nu mai știi peștera făcută de tine. Eu te mă dur să iei înapoi. Pe unde intrarăm? Pe aici? Pe aici cred că venirea. Ai zis că e un mineshaft sub asta noastră. E, dar e acolo, în partea aia, nu în partea asta. Doamne, okay. Deci nu aveți idee cât de târziu e. Oh my fucking god, adică că pun video-ul ăsta la randa mâine dimineață când mă trezesc. Iar, ca zicea. Vezi ce mă trezesc eu mâine dimineață, mai zis. Ia uite, aur. Așa, hai să vă povestesc cât timp Marius găsește aia. Deci am jucat primul meu UHC. Am făcut un kill. Am avut noroc foarte mare să găsesc gold. Nu știu de ce am găsit o groază. Dar în final am murit din cauza faptului că m-am panicat, m-a alergat unul. Avea diamond, armură de diamond și toate nebunelele. Dar l-am bătut pe unul. L-am bătut pe unul care avea armură ca lume, enșantată de fier și eu n-aveam enșant deloc. Uite un slime. Da. Și din 250 de oameni am rămas în top 35, în ultimii 35 și am murit. Cred că mai rezistam. Bă, tu ești nărod. Ne-am venit aici după iron. Uite bă cât iron e. Fii atent și sus. Ia-l pe tot. În față e mai șapte, uite în față. Că găsirăm. Ia-l pe tot, vezi că e și sus aici, nu-l vezi? Vezi, nu-l vezi? Uite acolo. Uite în față, vezi că e mai șapte acolo. Unde e, mă, în față? Față e mai în șapte. Ce faceți? Păi zi unde e? YOLO! Vino să-ți le arăt. Da, și vreau să mai joc UHC, dar... Chestia cu UHC, adică joc pe Bad Lion și... Nu joci mereu. Deci sunt meciuri stabilite la anumite ore și sunt ceva gen 5 meciuri pe zi. Sau 10. Dintre care nu toate sunt FFA. Free for all. Sunt teamuri de 3, de 4, etc. Prefer free for all, adică nu. Bă, unde e Rafael? Unde e Minecraft? Dacă o să învăț să joc, poate face și ceva episoade. Nu știu, Marius, ai zis, hai sub casă că avem Minecraft. Păi avem, mă, dar eram partea la stângă. Ai greșit gaura, mă, că știu că aveam. Nu, că asta e gaura. Na, nu e asta. Ba da, asta era gaura. Arată-mi mineshaft-ul, Marius. Trebuie să mai ieși și să mai intru o dată. Păi nebunit. Oprește filmarea și ajungem iar acolo. Da, bă, la 1 opresc eu filmarea, tu știu că eu trebuie să dorm. Trebuie să dorm de la 11, Marius. Și eu cu ce să devină? Că o luăm în partea greșită. Oh my fuck. Ești costumat în iepuraș, Rafael, la ora asta. Te pui să dormi cu mâine la școală și stau să dorm. Dai să dormi. Stau să dorm. Încotro e! Hai mă, nu știu unde e ăla. Doamne, ești nebun la cap. După ce că am găsit și noi doar o...
Doar un cap web, trebuia să-l luăm și noi pe ăla. Măcar, bă, ce-am luat unul, știi? Dă-te! Aici ai mult. Bine să ia fier, aur. Mă vine să râgâi. Păi, dă-i drumul. Bă, unde e, mă? Cel mai... O să-mi spui și mie pe unde coborăm noi, că acolo e. Tu mai știi pe unde coborăm? Doamne, ce faci, mă? Ce te faci așa? Așa râd eu acum. Doamne, ce nărod. Deci, bă, noi avem... Avem sub casă, bă, Pelvis aici. Pune-și tu lumină. De unde? Eu sunt... Doamne, doamne. Stai să vezi și vei la mare, să stai de troll, poate să fie. Avem sub căutea aia. Hai că facem bică, nu înțelegeți? Ia-l, bă, pe tot dacă îl iei acum. Moare. Nu, cred că îți dă pentru altceva, nu știu ce. A luat un blade rod. Bă, Rafa, mai intrăm o dată, că o luam greșit. Bă, nu mă râde așa, ai nebunit! De ce râzi, bă, așa, bă? Vezi, serios, eu crezi că glumești. Așa râd eu acum. Tu ce naiba? Am avut un șoc emoțional. Cum, să râzi așa? Doamne, e cel mai... Dacă ești cu o fată, să și sperii dacă râzi așa. Păi nu râd așa, nu mai râd. Bă, deci tu cred că ești nebun la cap. Tu ai nebunit, ia uite. Stai să mă culc. Hai înapoi, Rafa. Ia, ieși... Hai înapoi, da, hai înapoi, că putem să ne ducem. Doamne, ce nob. Sopa means gata. Mi Swedish, auzi. Asta mă, Marius, îmi pace că m-ai păcălit. Mai era Rafael o dată, vină cu a. Hai, dubla 2. Dar mai ia și așa la 1 noaptea. Greșește, n-are stres. Bă, nu mai râde așa. Doamne, n-ați mai văzut așa ceva nicăieri. Ce este ăsta normal că nu l-ai mai luat? Hai încoa. Ia, te-ai lăsat diamond-ul aici, ești nebun la cap. Încoa. Mai intrăm atât, Rafaele, fii de dubla 2. Dubla 2, Rafaele, ține-te bine. Unde ai te dus, mă? Acolo, bă, sare în apa. Pa, pa? Dubla 2, Rafaele. Mă, dar nu eram pe aici. Ba, nu da. Era sub... Ba da, mă, dubla 2, vină cu asta, de da. Uite ba, da. O doară strâmbă, ia, uite aici, prima. Aolo, ce nou ești. Ia, vezi cu șiersul, poți să le iei? Ia, stai așa să mănânc. Dubla 2. Așa, mă, ăsta e. Uite cât aia e, vină cu asta, vezi. Și e și un spawner de pe engine. Bagă-te. Bagă-te aici, că sunt două. Te bagi, mă? Bagă-te, mă, că sunt două aici. Așa, mă, băiatule. Hai să mergem așa. Ia uite alta ce aici. Ce nebun. Să-i coloră în strâmb. Mă, cred că mai e pe aici. Ia uite-l, mă. Ba da, vin aici. Ia uite aici. Doamne, ce-mi băgă wow biz, ești nebun? Ce, mă, wow biz? Păi îmi băgă, uite aici altele. Îmi băgă wow biz, ascult, știi că e autoplay-ul ăla. Și crezu el că eu sunt interesat de wow biz, înțelegi? Hai pe aici, că e pe acolo, e neam. Uite ar, aici. Doamne, cât ne trebuie. Uite, mamă, uite-le aici. Începem. Fii atent că pe aici e un spawner de pe engine. Multe de tot. Ai, ar fi bine să găsim spawner, că acolo e cu multe, da. Bă, e pe aici. Dar e un creeper sus. Tu ăla de creeper. Torțe, n-ai și nu? Uite aici. Uite aici, uite, am găsit. Găsit spawnerul? Da. Știam eu că e un spawner. Dar nu avem nevoie de spawner. Trebuie să pui torțe pe el. Credeam că fac, știi, l-am spart și mi-a dat experiență. Și am crezut că e o experiență din astea. Vezi că e fier aici, ai altceva. O, da, e dă-te saturi. Mamă, vezi că s-au de lavă, paci. Hai, n-am mai trebuit să murim. Eu zic că un stag ne ajunge, nu? Vrei să-i mănânc și apăzai pe slab. Nu ne ajunge un stag?
Eu are pe toate dacă tot veni rămas. Se consumă foarte fecele. Da. N-am unbreaking să pun pe ele. Oricum, știi că am stat toată ziua ca să iau cartea aia, nu? Am stat odată mult de tot. Toată ziua. Știi să fac greve. O moare și după ăștia, hai că eu moare ca să abia. Ok. Ia uite un Enderman. Ce fură pânzele de pe aia, al dracu de la ei nu fură, fură numai de la noi. Oh my god, oh my god! Ce mă? Mă moară prostul ăsta. Ia să scot eu palina plugară, mă. Mai luăm? Că mai sunt și pe aici. Nu mai luăm nimic, mă dor și ochii. Nu știu, seara când stau mă dor rău ochii. Câte ai, mă? Un stack și 21. Cred că ne ajung. Cum crezi? Sigur ne ajung. Cred, nu știu, hai încoa. Hai să ieșim. Dacă mai știm. Ieși, faci un tunel, ieși tu cumva. Băgăm ia și piciorul în Dorian, care are mușchi. Ia uzi care e disidratare la mușchi. Bă, tu dai mă mine. Nu. Schimbai că mă nebuni cu obizul lor. Hai să iau niște cărbune de aici. Survival cu Marius Androni. Iată mă! Ce mă? De ce făcui asta? Ce? Am să-l taci decât. Parge-le tu. Ha, mă glumești. Hai, odată când ne pierdem timpul, nu poți să ieși. Păi n-avem torțe, să ieșim, Rafa! Dă-le n-aibă de torțe, faci ceva pe ele. Hai să mergem, hai că am început pe aici. El nu poate, bă, fără torțe. Cine ai bani nevoie de torțe? Bă, nu-mi da acum lavă, tai mie cât. Cum să dai mă lavă, că suntem la nivel? Mă, și speria să-mi bag piciorul. Da, ia și tu de aur ăsta, că se ia, se găsește greu aur. Nu găsești la niciodată la nivelul 27 lavă. Uite, fier. Doamne, deci e nebunie cum are să stai aici. Ia Raiden. Bă, mi se pare că pickaxe-ul ăsta merge mai repede decât alelalte. Păi mai mult de efficiency 5 neci să-i dai. Păi da, dar le simt așa, cred că de-aia. Și lua, luai și piatra de-aia, știi, prăjită, na? Ești tare. Ia piatra tu. N-am de unde să iau piatra. Ba da, uite-ne în urmă. N-ai loc, poate vrei să spui. Păi da. Ia-o tu. Bună idee. Hai o dată. Lasă-mă că și așa ne treia piatra. Ia și tu fierul. Yummy, yummy, mami. Doamne. Hai, Rafaele, că văd greșirea. Și eu văd, Marius. Cred că ieșim în munte. Hai că facem întrecere, mă vezi în spatele tău? Unde am ieșit? La mama naibii. E și bine. Încolo e, încoa. Hai să punem porțile alea. Bă, ce mă? Așa râd, mă, ce-i cu mine? Cum să râzi așa? Așa râd. Înainte aveai un râs de la șmecher, toată lumea lăuda. Nu mai am, că l-am și păstat. Și acum, gata, bași tu-mi pe ei astăzi că te neci. Asta e al doilea râsul meu. Hai, când e wow ceva, atunci am râsul meu. Ăla, care ziceți voi. Bă, ia de quant breaking. Quant breaking? Cu de-ala, cu sit-touch. Ce sparge el, Marius, la geam, bă. Când eram mic, spargeam cu praștea. Spargi și niște dirt acolo rapid, dar nu contează. Oh my god, câte chestii. Hai, Rafaele, pune-le.
fel de pătrat așa. Îți dai tu seama, dacă nu le spargem și le punem iar. Tu nu plângi, Ana, mătii. Bă, gata, mă, fără limbaj neadecvat la mine pe canal. Băgamești piciorul în... Nu plânge Ana. Ha, mă, zic cum punem. Pune-și tu dărtul ăla la loc. Ok. Zi cum facem. Nu e bine. Nu. Pune așa, pune, începe de aici. Așa. Pun și aici sus? Pune așa pe poartă. Așa. Și acum câte mai rânduri în spate? Mai continuă cu un rând acum. Așa. Până aici așa? Nu mă, nu atât de mare. Atât. Așa? Atât, așa. Așa, e destul. Hai că e bine așa, dar n-ai bă. Bă, pe aici nu pus să-și. Pe unde? A, dar lăsăm așa, vrei să lăsăm aici în vânt sau? Pe sus aici. Acolo, lasă-l în vânt, ia, stai să scot eu asta. A, e bine, lasă așa. Lasă așa, asta e varianta economică. Ați înțeles? Iar aici nu prea mai avem dau loc. Dau pantalonii mei la portar. Nu știu dacă o să ne ajungă, Marius, asta e problema. Mai înțeles? Bă, pantalonii facem din aer, mă, ochiul să fac. Bă, aer n-avem nevoie pentru altceva, ești... Dă naiba de aer. Nobalău? De unde? Că n-avem aer noi, avem 56 aici, la mine. Doamne, câtă piatră am! Bine că și așa n-aveam piatră. Punem aici. Hai mă, o lăsăm așa, nu cred că are legătura. Hai că arată bine. Arată minunat, dacă nici asta nu vă convine că ne-a zis Marius că l-ați spamat. 4000 de comentarii am să punem. Cobweb. Na, cobweb. Mănâncă-l, Marius. Mănâncă toată ața asta până te neci. Avem și shears acum, Doamne, cât de tari suntem. Zi tu, Marius. Tare. Cât de tare. Oh my god. Bă, tu mereu auzi invers, am zis tari. Ok, o să redăm pe filmare, să vezi. Marius mereu aude greșit și se dea de mine. Zici că se bată ăștia pe teren aici. Ești după server să facă zi. Oh my god, oricum trebuie să închei și un episodul, că mi-e un somn. Vai de mine, ia uite-l pe mare, zici că e Robocop. E făcut-i baie. Robocop. Ești un cap. Bun, aici încheiem și un episodul, sperăm că v-a plăcut, mulțumim pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare.